145 de balene pilot au fost descoperite din întâmplare pe o plajă izolată a insulei Stewart din Noua Zeelandă de către un excursionist. Acesta căuta un loc de campare în apropierea golfului Mason, pe țărmul vestic al cele mai sudice insule din Noua Zeelandă. La momentul descoperirii lor, jumătate din cetaceele eșuate nu mai prezentau semne vitale. În cazul balenelor pilot, care mai erau încă în viață, s-a luat hotărârea eutanasierii lor. Din păcate, probabilitatea de a reuși să retrimitem cu succes în larg cealaltă jumătate era extrem de scăzută, a mărturisit Ren Lepens, un oficial din cadrul Departamentului pentru Conservarea Patrimoniului Istoric și Natural din această țară. Acesta a mai explicat că decizia luată a fost umană și corectă, măsura aplicată având în vedere locația izolată, lipsa de personal din zonă și starea precară a sănătății cetaceelor. Departamentul pentru Conservarea Patrimoniului Istoric și Natural raportează des cazuri de balene eșuate pe plajele din Noua Zeelandă. Media anuală este de 85 de incidente. În cele mai multe situații se înregistrează doar câte un exemplar eșuat.